fântâni și nu vă găsi. Zăbovi după ăla lui Plotogea, că zisă că vine cu mine aici. Îl așteptai până am degerară picioarele și al de unde nu e. E, da, știți voi cum e ăsta lui Plotogea, ce pui de lele. Cine știe pe ce uliță, la ce fântână și cu ce mândră o iordănii. Auzi, bă, hai să apuc și eu să zic două boabe din venii de la Oltâncoa și mai lasă-l, Doamne, iartă-mă pe ăsta lui Plotogea, că nu stă iordănitul în el. Hai, foaie verde, șolalea, măi, veni de la Oltâncoa, măi. Mi-a pierdut murgușaua, șaua și pingeaua. Hai, lăsați-a cu cântatul și să mergem cu ura. Hai să mergem cu iordănitul. Primiți cu iordănitul! Primim! La mulți ani, până nu-i când lui Ion. Ieși afară, măi Ioane, noaptea asta nu se doarme. Știi bine că de ani veni să-ți cântăm la geamă, Ioane. Așa cântăm la fereastra ta, că noi te știm un om bun, te cunoaștem de copil. Să fii oare fericit, de toată lumea iubit, să ai noroc și sănătate și să te bucuri de toate. La mulți ani, mai oare! Să ne întâlnim sănătoși, tot la fel de bucuroși. Hai, scoate o sticlă cu vin, că vrem să te iordănim. Că mai sunt și alții oi și-o-mi iordăni până-n zori. Sunt Ioni odată-n an. Bună seara! Bună seara! Bine ai revenit în platou. De data aceasta, cu cine? Jumătate din taraful de la Morunglav. Am vrut să aduc tot taraful în formulă completă, dar nu s-a putut. Mulțumim foarte mult că ați însoțit-o. Draga noastră, ce este iordănitul? Iordănitul este un obicei, că și un colind. Se pleacă între noaptea de bobotează și Sfântul Ion. Cum vedeți, fântâna trebuie să stea chiar aici, ca să pară că păzim fântâna. De oamenii răi care veneau să o otrăvească cu fân, cu cenușă, și până să plecăm noi cu iordănitul, noi ne strângeam lăutari, colindători, să cântăm, să petrecem și după aceea plecăm cu iordănitul, la unde exista cât un ion la fiecare casă. Mulțumim foarte mult! Am să vă invit în culise, mulțumim! Și să auzim ce spune juriul. Grigore Leșe, vă rog! Ce a fost bine? A ales un obicei femeiesc. Asta e un lucru foarte bun. Dar în toată povestea asta, pusul în scenă și ăsta este discutabil. Trebuie să mergi, sigur, n-ai avut araf. Nu mai vii că n-ai avut araf. N-ai avut. De ce n-ai venit cu un cimpoi? Asta o discutăm direct. Deci ați fi simțit nevoia să fie alte instrumente. Alte instrumente, dacă n-are taraful complet și pandemie. Dar nu este cimpoi. Deci nu se cântă în cimpoi în Oltenia. Bun, am înțeles și asta. Deci nu se cântă în cimpoi, se cântă în gordonă. M-am înțeles, domne, gata. Sigur, mergem mai departe. Da. Mulțumim foarte mult. Niculina, te rog. Ce ai prezentat tu, pentru mine, a fost perfect. Mulțumim. Mircea Dinescu, vă rog.
Și mie punerea în scenă așa mi s-a părut ușor, cum să spun, școlărească, pentru că să vii cu o fântânică de-aia, poate să bucură copiii de la grădiniță, să se joace cu ea, așa, adică e greu să spui că asta face parte din marea tradiție folclorică, să umbri cu fântâna după tine. Dar, în fine, și asta o formulă, n-a fost rău, dar la stilul tău, la vocea ta, puteai, cred, să vii cu o chestie mai tare. Bun, să auzim Cornelia Repnic, vă rog. Iasmina, ai doar 18 ani și ai venit foarte bine pregătită. Vreau să ai încredere în tine și vreau să știi că ce ai făcut aici pe scenă mie mi-a plăcut. Și mi-a plăcut și fântânița. Eu te felicit. Mulțumesc. Da. Mulțumim foarte mult, Iasmina. Și eu vă mulțumesc. Ne vedem mai târziu. Doamne ajută. Doamne succes. Ajută. Bine v-am regăsit! Începem cu început. Da. Unde-i țurica? E la mama, a zis că dacă trec în proba a doua, vă aduc. Dacă mamă treci, doar dacă treci păi, în proba a doua? A zis să facă ea onoarea să vă aducă. A, da, da, bine, da, bine, da, bine, bine, bun, și bun, bine, bun. Și îți ținem pumni. Da, hai, tot vă aduce, că deja o are pusă într-o sticuluță. Dar nu aduce aici. Să te ajut cu. Mulțumesc frumos. O să rămână. Primiți cu iordănitul! Primesc.